Am revenit la punctul de întâlnire și vă promiteam, doamnelor și domnilor, o discuție cu toate cărțile pe masă și fără niciun fel de ocolișuri despre situația extrem de complicată din punct de vedere politic pe care o traversează România. Sunt negocieri intense pentru formarea noului guvern. Atenția dumneavoastră am văzut că este sporită. Sunteți foarte interesați să aflați ce se întâmplă când se instalează noul guvern, ce măsuri vor fi luate. Evident, și cine conduce, ce ministere preia și așa mai departe, dar măsurile sunt esențiale și informația dacă va fi sau nu va fi un guvern joi, așa cum s-au angajat liderii acestei noi coaliții. La punctul de întâlnire, invitat este Lucian Bode, ministrul afacerilor interne și prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Domnule ministru, bună seara! Bună seara, bună seara telespectatorilor care ne urmăresc. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc că ați venit la punctul de întâlnire după o lungă perioadă în care n-ați mai apărut la TV. Vă ține Ministerul de Interne în priză cu toate problemele? Nu, este adevărat că nu am apărut aproape două luni într-o emisiune și vă mulțumesc pentru această invitație. Am avut cel puțin două motive. În primul rând, am avut acea campanie internă în Partidul Național Liberal, care s-a încheiat în 25 septembrie și efectiv nu mi-am dorit să amestec absolut deloc lucrurile și să se interpreteze cumva că implic sub o formă sau alta Ministerul Afacerilor Interne în această campanie și am stat departe cu Ministerul Afacerilor Interne de tot ce s-a întâmplat în interiorul Partidului Național Liberal și cred că bine am făcut. În al doilea rând, dacă ne uităm la tot ceea ce se întâmplă în țările partenere, în Europa. Miniștrii de interne nu ies în fiecare seară și comentează tot felul de lucruri. Ministrul de interne trebuie să iasă și să anunțe lucruri importante. Ministrul de interne trebuie să dea vești importante pentru sistemul de ordine și siguranță publică pentru români și, sigur, acum nu putem să facem abstracție de această criză politică. Eu, fiind și om politic, fiind prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal, am ales să vin la dumneavoastră emisiune și să spun din interiorul acestor negocieri de 10-12 zile, imediat 2 săptămâni, la ce stadiu am ajuns, în ce stadiu am ajuns și ce perspectivă avem ca joi, așa cum foarte corect a spus, joi confirm și eu, intenția noastră este ca joi să avem un guvern instalat cu puteri depline, chiar prima ședință de guvern, joi săptămâna viitoare. Informațiile care au venit astăzi din interiorul negocierilor cu PSD, dar și din biroul executiv al Partidului Național Liberal, n-au fost încurajatoare. Astăzi au apărut informații privind divergențe mari între PSD și PNL și mai mult decât atât, nemulțumiri la vârful Partidului Național Liberal în legătură cu ministerele care ar putea fi preluate. Hai da să le luăm pe rând. Practic suntem la două luni, mai bine de două luni de la declanșarea acestei crize politice, în moment în care, știți foarte bine, foștii noștri parteneri din USR Plus au plecat de la guvernare. După aceste două luni, în baza unor decizii politice, atât noi cât și cei de la PSD, cât și cei de la UDMR și minorități, am decis să ne așezăm la masa negocierilor. Suntem la două săptămâni aproape de când am pornit aceste negocieri. Ce am făcut în aceste două săptămâni? Am discutat, am negociat programul de guvernare, capitol cu capitol. Și, începând cu a doua parte a zilei de ieri, am început să discutăm despre structura guvernului. Deci, două săptămâni am discutat capitol cu capitol programul de guvernare, viziunea fiecăruia dintre noi și, credeți-mă, am participat la toate aceste discuții. Ne-am blocat de foarte multe ori, dar am găsit soluții. Pentru că, vă dau un exemplu, au venit colegii de la PSD și au spus vrem renunțarea la cota unică. Am argumentat de ce nu este bine. Au spus vrem impozitarea marilor averi. Ok, ce înseamnă mari averi? Ce înseamnă impozitarea veniturilor peste, nu știu, peste cât? Peste 5.000 de euro. În regulă, în sistemul public sau în sistemul privat? Păi în sistemul privat nu e în regulă. Care este rezultatul unei astfel de măsuri? Nesemnificativ pentru buget. Și exemplele ar putea continua. Ei, am ajuns astăzi să finalizăm programul de guvernare. Și aș vrea doar să dau doar două exemple din două domenii foarte importante care ne definesc până la urmă și pe noi și pe cei de la PSD. Dacă noi am insistat foarte mult ca tot ce înseamnă dezvoltarea României să fie
foarte bine articulat și fundamentat în acest program, viitor program de guvernare. Am avut până la urmă foarte multe discuții cu cei de la PSD și de la UDMR și am ajuns la un final, spun eu, foarte bun. Creștem alocările de la 5,5% la 7% din PIB, aproape 90 de miliarde de lei investiții. 90 de miliarde de lei pentru investiții, 7% din PIB, înseamnă enorm. Înseamnă investiții în infrastructura mare, de transport, rutier, feroviar. Asta e o minune pe care e greu să o cred. Înseamnă investiții în infrastructura de sănătate, de educație, înseamnă investiții în tot ce înseamnă infrastructura locală. Sunt 16 miliarde de euro, domnule. 90, aproape 18 miliarde de euro. Aici vorbim atât de fonduri europene, cât și de buget. De asemenea, tot pe componenta asta de predictibilitate, de mediu economic solid, am reușit să ajungem la un consens pe ceea ce înseamnă propunerea noastră, și anume nu creștem taxe. Nu creștem taxe, nu introducem taxe noi. Și exemplu ar putea continua pe această componentă a dezvoltării. Dublarea redevențelor, spre exemplu. Astăzi încasăm din redevențe altele decât cele petroliere, undeva la 1,6 miliarde. De anul viitor ne propunem să încasăm peste 3,2 miliarde. 3,3 miliarde. Ei, pe componenta socială, este absolut normal să fim de acord să majorăm pensiile. N-aș vrea să greșesc, dar am aici notițele chiar de la negocieri, aproximativ 3,7 milioane de români, de pensionari, da? 3,7 milioane, așa, aceasta este cifra corectă, care vor beneficia de această majorare de 10%. Impactul este bugetar este unul foarte mare, 8,6 miliarde de lei. De asemenea, pensia socială minimă de la 800 de lei va crește la 1000 de lei. Impactul este de 740 de milioane pentru aproximativ 940 de mii de beneficiari. A 13-a indemnizație pentru persoanele cu handicap. Aici vorbim de aproape 870 de mii de beneficiari cu un impact de 370 de milioane de lei. Salariul minim. Există deja o hotărâre de la 2300 la 2550, dar am venit cu o completare și spunem pentru maxim 24 de luni. Pentru că trebuie să recunoaștem, era o practică. Foarte mulți rămâneau cu salariul minim și găseau alte metode de a le rotunji veniturile, ca să spun așa. Plătiți la negru în diverse forme. Dacă 2 ani de zile un angajat nu merită să-i majorezi salariul de la salariul minim mai în sus, atunci cred că nu mai ai nevoie de el. Sigur, alocațiile. Pe lege avem creșterea de la 1 ianuarie cu 14%, vor fi alocațiile pentru copii de la 2 la 18 ani 243 de lei și de la 0 la 2 ani, aici majorarea va fi la 600 de lei pentru fiecare copil. Impactul este unul foarte mare, 2,4 miliarde de lei. Dacă vreau să știți, înțeles pe aceste chestiuni care vreau să, eu vreau că să știți, sunt mai dificile, de ce au fost foarte dificile pe modul în care se repartizează ministerele? Pentru că o să știți de ce e important, domnul ministru? Pentru că dacă va fi un liberal la Ministerul Muncii, măsurile vor fi diferite decât dacă va fi un social-democrat la Ministerul Muncii. Dacă va fi un liberal la finanțe, măsurile vor fi diferite în raport cu un social-democrat la finanțe. Vă contrazic. Vă contrazic pentru că guvernul va fi al României, nu al coaliției. Vorbim de guvernul României și ceea ce stabilim în programul de guvernare, indiferent cum îl cheamă pe ministru și din ce partid provine, va fi respectat. Apropo de pensii, avem 90% din cei 5,2 milioane de pensionari au pensia în România astăzi sub 2500 de lei. Deci, De ce am spus asta? Pentru că măsurile nu se poate spune că pe de o parte cei din Partidul Social Democrat nu vor dezvoltare și cei din Partidul Național Liberal nu vor creșterea pensiilor. Aceste măsuri sunt complementare și se potențiază reciproc. Este nevoie de o dezvoltare sustenabilă pentru a avea de unde să dăm pensii și alocații mai mari. Ne vom înțelege și pe programul și pe structura guvernului, pentru că mergem mai departe. Așadar, astăzi am agreat acest ultim pachet, pachetul social. Și putem spune că mâine, nu știu dacă s-a anunțat public, mâine la ora 14 reluăm discuțiile pe structura guvernului și cred că mâine putem spune că avem definitivat programul de guvernare și
tot mâine, vom agrea acordul politic. Pentru că în acordul politic vom spune exact cum funcționează coaliția. Va fi un document scris? Un document scris, semnat de către cei patru lideri ai partidelor care formează coaliția, PNL, PSD, UDMR și minorități. Vom spune exact câte ministere ia fiecare partid, cei care fac parte din câte coaliție. Câte ministere și care? Noi vom spune câte ministere, vom spune ce se întâmplă la rotație. Am agreat deja că împărțim acest calendar al următorilor 3 ani în două, cu prim-ministru de la PNL, este decizia noastră. PSD va trebui să-și oficializeze această decizie în structurile statutare. De asemenea, vom spune exact cum se iau deciziile și în coaliție. Și se va menționa că la data de intră în funcție ca prim-ministru Marcel Ciolacu sau reprezentantul PSD? Da, pentru că... Cu o dată fixă. Da, domnule Radu Dor, pentru că nu vrem să ne păcălim unul pe celălalt, nu vrem să ne furăm căciula unul celuilalt. Așadar, dacă lucrurile sunt clare, transparente, simple pe înțelesul tuturor. Nu este nevoie să avem un protocol de 100 de pagini. Este suficient să cuprinde, nu știu, 3-4 pagini, dar este suficient să spunem cum va funcționa coaliția, cum se vor lua deciziile în guvern, de asemenea cum se vor promova politicile guvernamentale. Rotația și foarte important, foarte important, cum soluționăm eventualele dezacorduri. Pentru că vedeți, asta s-a întâmplat, din nefericire, în vechea coaliție. Acolo, foarte multe decizii, indecizii din coaliție, erau aduse în guvern și am ajuns la acele conflicte, știți foarte bine, nu de puține ori, între miniștrii USR și primul ministru sau între miniștrii USR și PNL. Și nu este normal. În coaliție trebuie să se tranșeze lucrurile, să se ia deciziile prin consens, iar în guvern lucrurile trebuie să meargă strună, pentru că nu ai timp să introduci pe ordinea de zi un proiect, să-l scoți de pe ordinea de zi, pentru că nu s-au înțeles liderii coaliției. Eu cred că am învățat cu toții din greșeli. România are nevoie de un guvern stabil. Românii s-au săturat de această criză politică. Ne uităm cu îngrijorare la ce se întâmplă în continuare în această pandemie nenorocită care ne afectează zi de zi. În continuare avem 300-400 de morți, chiar dacă au scăzut numărul de noi infectări la 24 de ore. Așadar, criza energetică, toate aceste lucruri ne obligă să venim în cel mai scurt timp cu un guvern în deplinătatea forțelor. Domnule ministru, după tensiunile de astăzi, noi jurnaliștii am observat mai degrabă un curent pesimist în legătură cu formarea acestei coaliții. Vă întreb pe dumneavoastră deschis. După nemulțumiri, după faptul că colegii de dumneavoastră din PNL vor să ia ministerele de la UDMR, au zis pe surse că fără dezvoltare sau fără transporturi, Partidul Național Liberal n-are de gând să mai facă niciun fel de coaliție cu PSD. E o bătălie mare pe ministerele astea cu bugete mari, pentru că, trebuie organizațiile locale și ele nu mulțumite în negocierea asta. Bun. Sunteți optimist că o să depășiți momentul ăsta? Eu sunt optimist și vă spun de ce. Nu cred că este potrivit să alegem ministerele funcție de oameni. Absolut deloc nici Bode, nici Popescu, nici Aurescu, nici Turcan, nici un coleg care astăzi este ministru. Nu ne-am născut miniștri. Așadar, noi trebuie să ne uităm la profilul fiecărui partid și să spunem cum poți tu, Partid Național Liberal, să-ți promovezi, să-ți impui programul politic cu care ai mers în fața românilor mai bine. Păi ne-am spus dezvoltăm România. Fostul nostru președinte a negociat în așa fel încât am ajuns să dezvoltăm România cu Ministerul Culturii. Nu-i rău, o dezvoltăm spiritual. Dar, într-o negociere în care liderii partidelor PNL, USR Plus, UDMR, merg să negocieze cele trei ministere, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Transporturilor, PNL se întoarce cu zero, MIPE, Ministerul Fondurilor Europene, merge la PSD? USR Plus, eu vorbesc de negocierea de atunci,
transporturile la USR Plus și dezvoltarea la UDMR. Păi ce negociere este asta, știu domnule? Știu că de atunci a fost o revoltă în PNL și că a fost gata să echipa fie un birou executiv care să răstoarne pe Ludovic Orban. Vedeți, nu mai vrem să repetăm greșelile pe care atunci le-au făcut cei care au negociat, cel care a negociat până la urmă pentru el poziția de la Camera Deputaților. De aceea astăzi am avut o ședință de birou în care am informat birou. Ședințele de birou sunt așa, în general sunt furtunoase, dar acum nu e o problemă că văd că majoritatea informațiilor merg pe surse, așa că nu ne mai miră. Tehnica nu minte, da, nu ne mai, da, exact, nu ne mai miră nimic. Revenind la principii și nu discutăm de cine va ocupa acel portofoliu. Nu cine, cât dorința Partidului Național Liberal de a avea unul din aceste trei ministere puternice și cu bugete uriașe. Păi Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Transporturilor sau Ministerul Dezvoltării. Păi să le luăm pe rând. Am spus foarte clar și aici este un lucru agreat. Nu ne putem întoarce în fiecare zi la o chestiune pe care am agreat. Ce ar însemna ca mâine să mergem să spunem ok, nu mai suntem de acord cu 10% la pensii, vrem 9% și nu, am agreat, rămâne agreat și nu ne mai întoarcem. Partidul care dă primul ministru și PNL a luat decizia că intră într-un guvern doar dacă îl dă prim-ministru în persoana domnului Nicolae Ciucă, celălalt partid alege unul din cele două ministere avizatoare, finanțe și justiție, sau justiție, respectiv, celălalt partid are secretarul general cu rang de ministru. Păi dacă noi am luat și dăm primul ministru, evident că PSD va alege primul între Ministerul de Finanțe, respectiv Ministerul de Justiție. Vor alege unul din cele două ministere avizatoare, iar SG-ul îl vor avea, pentru că am spus la momentul în care se va produce rotația, Partidul Național Liberal va avea unul din cele două ministere avizatoare pe care evident îl va alege, respectiv secretarul general. Până aici lucrurile sunt foarte clare. Doi, sunt două ministere de forță. Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale. Aici lucrurile de asemenea sunt foarte clare. Un minister se va duce către PSD, un minister către Partidul Național Liberal. După care vin ministerele de dezvoltare, așa cum a spus. Și aici putem vorbi. Nu există un grup de trei, de două. Vorbim despre Ministerul Dezvoltării, Ministerul Transporturilor, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Mediului, sunt Ministerul Agriculturii, sunt ministere care dezvoltă România. E clar că Partidul Național Liberal își dorește să obțină, cum de altfel este legitim și pentru PSD și pentru UDMR, să obțină maxim din aceste negocieri. Dar când ne gândim la Ministerul Dezvoltării, noi nu ne gândim să numim un coleg care nu mai poate el dacă nu e ministru acolo, ne gândim că avem 1200 de primari. 1200 de primari care așteaptă de la Partidul Național Liberal să-și poată implementa politicile sau programele electorale cu care au candidat în fața alegătorilor, în fața românilor. Este legitim să solicităm asta. Sigur că suntem conștienți că nu putem solicita... Ministerul Dezvoltării la UDMR și UDMR-ul spune că părăsește coaliția dacă nu rămâne cu acest minister. Deci, acum, sigur că aici vorbim de o negociere. Partidul Social Democrat are cel mai mare număr de parlamentari. Sigur că pe matematică parlamentară ar spune primul ministru îl dă Partidul Social Democrat. Noi spunem, președintele României îi numește primul ministru, așadar primul ministru este propunerea noastră a celor de la Partidul Național Liberal. Atunci, dacă PSD va solicita finanțele, Ministerul de Finanțe, noi putem spune că, raportat la vechea guvernare, noi am pierdut Ministerul de Finanțe. Partidul Social Democrat, teoretic, renunță, nu, la funcția de prim-ministru și atunci UDMR poate veni într-o negociere să spună noi vrem trei ministere, fix aceleași trei ministere. Eu cred că fiecare trebuie să analizeze ce câștigă, ce pierde într-o astfel de negociere și să-și relaxeze pretențiile. Sigur, pot fi și splitate aceste ministere. Nu este obligatoriu, pentru că noi am spus vom avea 20 de ministere și secretarul general cu rang de ministru, secretarul general al guvernului. Deci există și posibilitatea ca o parte din structurile care sunt în portofoliu, nu știu, Ministerului Dezvoltării, Ministerului Mediului, Ministerului Transportului, Ministerului, nu știu, Afacerilor Interne, dacă se poate, să fie transferate către un alt minister. Un care minister are... să se rupă în două și să aibă noi... Exact, deci sunt soluții doar să fim noi raționali și să ne uităm la ce vor românii.